Răul actual pentru noi creștini este Paștele asimptomatic, adică învierea asimptomatică. Noi creștinii de astăzi să trăim învierea lui Hristos ca și cum rămânem doar azi. O zic acum, pentru marea majoritate a creștinilor din România, azi, în Vinerea Mare, doar la crucea lui Hristos. Fără să ne bucurăm sau fără să manifestăm învierea lui din morți, dar nu doar declarativ, așa, cu buzele, spunând salutul, Hristos a înviat, ci în mod real să se vădească pe chipul nostru, în atitudini, în mâneci suflecate, în cuvinte, fără să mai apelăm la răstignește-l, răstignește-l. Am tot auzit în realitatea paralelă a zilelor noastre acest refren. Întâlnesc în viața, și în viața reală sau poate și pe online, atunci când cineva îți spune că Dumnezeu i-a spus lui ce trebuie să facem noi. Și eu îi spun, evident, în mod ironic, dar la fel de adevărat, că și mie Dumnezeu mi-a spus că lui nu i-a spus nimic, deci să stea cu minte. Adică avem nevoie un pic de bun simț, avem nevoie de și de ironie pentru a ieși din înverșunare, pentru a ieși din ură, din această campanie a urii și a defăimării. Nu ne-am săturat, e nevoie să ieșim din această ură care strigă răstignește-l, răstignește-l în permanență în persoana semenilor noștri. Noi strigăm ca alți semeni de-ai noștri să fie răstigniți. Noi murim de frică, de fapt. Care e motorul care ne face să strigăm? Frica. Frica că pierdem ce? Viața, liniștea. Cine ne pune în minte și în suflet acea sămânță a zâzaniei care e de fapt a celui rău, a diavolului? Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.